avut inspirația și înțelepciunea ca să alegem ca tema balului de caritate dotarea spitalului de copii cu 3-5 televizoare. Astăzi noi am adus 5 televizoare în loc de 3 și asta datorită faptului că în orașul nostru sunt niște sponsori generoși care, chiar dacă nu au putut să participe la balul nostru de caritate, au donat, au sponsorizat cu sume consistente de bani. În al doilea rând, ne bucurăm pentru faptul că am finalizat acțiunea noastră în mai puțin de 2 săptămâni. Astăzi am adus aici cele 5 televizoare care vor fi montate în secțiile unde sunt internați copii. În al treilea rând, mă bucură faptul pentru că această zi din luna noiembrie va constitui pentru noi o amintire frumoasă, atât pentru noi cât și pentru beneficiarii acestui proiect. Indirect, beneficiarii vom fi și noi, părinții, bunicii, copiilor, care ce bine va fi în momentul când ei vor fi sănătoși, voioși, vor fi plini de energie, cu zâmbetul pe buză. Noi am dăruit cu drag personalului medical de aici cele 5 televizoare și gestul nostru este unul mic în raport cu profesia dânșilor, cu ceea ce fac cadrele medicale din acest spital pentru sănătatea copiilor noștri din acest minunat oraș al nostru și nu numai atât pentru copiii noștri, cât și pentru copiii din localitățile învecinate.